Vă rog să deschideți cu mine la 2 Samuel, capitolul 6. Vom avea o meditație și un cuvânt de învățătură. 2 Samuel, capitolul 6, versetele 11 și 12. Chivotul Domnului a rămas trei luni în casa lui Obede Dom din Gat. Și Domnul a binecuvântat pe Obede Dom și toată casa lui. Au venit și au spus împăratului David, Domnul a binecuvântat casa lui Obed Dom și tot ce avea din pricina chivotului lui Dumnezeu. Atunci David a pornit și a suit chivotul lui Dumnezeu din casa lui Obed Edom, în cetatea lui Dumnezeu, în mișlocul veseliei. Amin. Chivot și binecuvântare. Chivot și binecuvântare. Folosesc această imagine și această narațiune despre chivotul lui Dumnezeu, despre acea ladă pe care evreii o mai caută și astăzi. Există specialiști care încă sunt în căutarea chivotului și ar vrea să știe pe unde se află și unde stă. Sunt diferite teorii despre asta, n-am să vorbesc despre asta, cu siguranță, dar am să vorbesc despre sublinierea din text care spune că datorită acestui chivot care era în casa lui Obed Edom din GAT, Casa lui, familia lui a fost binecuvântată. Domnul a binecuvântat pe Obed-edom și toată casa lui. Și toți au văzut și au venit, și doar trei luni a durat toată experiența aceasta, au venit la David și au spus, David, s-a întâmplat ceva în casa lui Obed-edom în aceste trei luni. Și Domnul a binecuvântat casa lui Obed-edom. Ca să înțelegem un pic mai bine, se cere un pic de, de istorie cu această ladă, cu acest chivot. Sâmbătă, după amiază, sâmbătă spre seară, la ora 6, evreii vor duce de aici Tora și va fi o întreagă ceremonie în legătură cu acest eveniment, adică diferite opriri, diferite rugăciuni. Mă rog, un ritual pe care ei îl au, și apoi este, cred că mai exact la șase jumate, dar eu spun șase, că la român trebuie să spui șase ca să se poată asigura un șase jumate. Nici eu nu știu exact de ce au pus seara, dar ei au motivele lor și ne-au invitat să participăm și noi. Și dacă dumneavoastră sunteți liberi și puteți veni, ar fi chiar foarte frumos din partea noastră. Și dacă putem ști și cam ce număr de participanți vor fi, ei dau și o masă, după aceea suntem invitați la masa lor, ar vrea să știe cam câți dintre noi vor participa și cât pot veni. Dacă puteți să-mi spuneți astăzi sau marți seara sau joi seara, v-aș frumos. Asta ca o paranteză pe ideea Acestui chivot care se plimbă de la unul la altul. Haideți să vedem despre ce e vorba. Foarte scurt. În timpul domniei lui Saul, undeva în jur de anul 29 al domniei lui Saul, chivotul este luat de filisteni. E luat de dușmanii de. de, de, de... Cei care se luptau mereu cu evrei de filisteni și... Chivotul se plimbă prin țara filistenilor și face o grămadă de damage, o grămadă de stricăciuni. Um, 1 Samuel, capitolele 5, 6, 7 vorbește despre, despre acest drum al, al lăzii, acest drum al chivotului. Și până la urmă, filistenii ajung la concluzia... Trebuie să-l trimitem înapoi la evrei, că la asta ne face numai necaz. Numai probleme avem. Se îmbolnăvesc, mor, nu au bine cuvântare. Exact inversul la ce scrie aici. Da? Și atunci hotărăsc să-l pună într-un car nou și să-l trimită spre evrei. Chivotul ajunge în zona seminției lui Beniamin, adică în seminția lui Saul. Ajunge la Bet Shemesh, de exemplu, acolo oamenii, în curiozitatea lor, ce credeți că fac? Se gândesc să uită în ladă, să vadă ce e acolo. Adică să vadă dacă mai e acolo ce trebuie să fie în ladă. Știe cineva ce era în ladă asta în Chivotul acesta? Aveți idee? Erau trei lucruri. Da? Tablele legii un blid, un vas, cred că era frumos, nu era? Zic eu așa, ardele nește, blid, cu mană și apoi mai era? Toiagul lui Iarol. Frumos, știți? Foarte bine. Așa. Și se uită acolo și textul spune că au murit câteva zeci de mii. Foarte grav. Acum, acolo în ținutul seminției lui, lui Beniamin, mai precis în Ghibea, Ghibea înseamnă deal. Erau niște cetăți care erau foarte aproape una de alta, adică trebuia mai puțin de o zi să mergi de la una la alta, și toate astea erau pe deal, muntele Ghibea, și de fapt Ghibea înseamnă deal, și acolo locuia în zona Chiriat Iarim, locuia un fiu al lui Saul, îl chema Abinadab. L-au dus acolo. S-au decis să-l ducă acolo. Și a stat în casa lui Abinadab 13 ani. Între timp, în ultimul război al lui Saul, unde a căzut Saul, unde a căzut și Ionatan, a murit și Abinadab. A murit și acest fiu al lui Saul. Dar Chivot o a rămas. 13 ani a rămas în casa asta. David preia conducerea, preia împărăția. Domnește șapte ani la Hebron, și după ce se întărește împărăția lui și începe să se unească. Deci era un proces întreg acolo. El a fost împăratul sub care Israel s-a unit, a fost foarte unit și a luat în stăpânire, în sfârșit, mandatul lui Iosua, ceea ce trebuiau ei să cucerească de 400 de ani, abia sub David s-a realizat. Dar ca să vedeți tabloul unde suntem. Cam atât o să zic. Și o să mă concentrez pe uh, aceste trei lucruri care sunt în chivot. Și am să vorbesc pentru, cu aplicație pentru familii. Vorbeam cu Daniel venind acum în seara spre biserică și vorbeam despre uh, Revive, vorbeam despre întâlnirea tinerilor, vorbeam despre copiii de la școala duminicală și... Vorbeam de asemenea cât de important este uh, să se să, să investească în familiile tinere și să uh, acordăm cât se poate de multă atenție familiilor tinere. Pentru că familiile tinere și familia în general este foarte uh, mult atacată sub aspectul secularismului și postmodernismului și tot ce este în lume, dar uh, chiar și din punct de vedere spiritual, în familie, sunt probleme atunci când lucrurile nu sunt unde trebuie să fie. Și acum, observația este asta. Chivot și binecuvântare. Ce înseamnă că acest chivot ajuns în familie poate să binecuvânteze familia? Ce vă spune dumneavoastră, ce vă sugerează dumneavoastră imaginea aceasta, lada asta când ajunge într-o familie? Fratele Gabi știe foarte bine. Mulțumesc, frate Gabi. Răscolii ei sunt oameni deștepți și talentați. Mulțumesc. Așa este. Prezența Domnului. Asta înseamnă. Unde e chivotul, acolo e Dumnezeu. Cel puțin asta era în gândirea colectivă a poporului evreu. Unde este această ladă, înseamnă că Dumnezeu e prezent, e acolo. Și în ladă sunt trei lucruri. Da? Și anume, tablele legii. Ce înseamnă ca în familie să fie tablele legii? Ce înseamnă? Înseamnă familia să se conducă după cuvântul scripturii. Așa -i? După cuvântul scripturii. În familie trebuie să fie cuvântul scripturii. Soțul, soția, copiii trebuie să se adune zilnic când găsesc ei măcar un 15 minute în care soțul să ia Scriptura, să citească un psalm sau să citească un pasaj din Scriptură, să se țină de mâini sau cum au ei obiceiul, se pun în genunchi sau stau în picioare, asta nu mai contează, dar stau în jurul cuvântului lui Dumnezeu și înseamnă că în centru este această prezență a Lui Dumnezeu și este Cuvântul Lui Dumnezeu și Scriptura are un rol central acolo. Tablele legii sunt în acest chivot care binecuvântează familia. Adică familia se conduce după Scriptură. După Scriptură. Cum i-a zis Pavel lui Timotei? Zice, vreau să te văd și vreau să mă mângâi pentru că mi-aduc aminte de credința ta, mi-aduc aminte și de lacrimile tale, dar mi-aduc aminte mai ales de credința ta. Și credința asta, întâi de toate, a lucrat unde? În bunica ta, după aceea a lucrat în mama ta, după aceea a lucrat în tine. Și tu, din pruncie, 2 Timotei 2 cu 15, dacă nu greșesc, din pruncie cunoști Sfintele Scripturi, care pot să-ți dea înțelepciunea care duce la mântuire prin credința. În Domnul Isus Hristos. Amin? Deci familia trebuie să se conducă după scriptură. Dacă se conduce după scriptură, atunci problemele, când apar, se rezolvă ușor. Pentru că nu e ambiția niciunuia și nu e ideea niciunuia, ci amândoi se supun Cuvântului lui Dumnezeu și spun, dacă au vreo neclaritate, vreo neînțelegere, hai să vedem ce spune Biblia. Hai să vedem ce spune Cuvântul lui Dumnezeu. Hai să-L punem pe Dumnezeu și cuvântul Lui în centru familiei noastre și mergem bine atunci. Avem lumină, avem călăuzirea, pentru că cuvântul lucrează cu Duhul Sfânt și Duhul Sfânt lucrează cu cuvântul și se aduce răspunsul de care ai nevoie. Dar trebuie în casa noastră să fie chivotul, adică să fie prezența Lui Dumnezeu și în chivot e cuvântul. Trebuie acest cuvânt să fie practicat zilnic în casele noastre. Să nu fim oamenii de duminică, oamenii de program, oamenii de slujbă religioasă, să fim practicanzi de fiecare zi care punem cuvântul lui Dumnezeu viu și lucrător în centrul vieții noastre, în centrul familiei noastre. Amin. Ce mai este în chivot? Ce mai este în lada asta? Este vasul cu cu mană. Ce înseamnă vasul cu mană? Ce înseamnă vasul cu mană? Ce vă sugerează? La ce vă gândiți când auziți că în lada asta, în chivotul acesta, este vasul cu De altfel, dacă s-ar da jos perdeaua asta albastră, ați vedea chivotul, numai că e întors cu, cu coarnele în jos. E o ladă, nu e nimic altceva acolo decât o ladă, dar e cu coarnele în jos și cu celelalte în sus. Sau normal, asta, când se ia de aici, și se, se, pune la, la orizontală, preoții prind din față, alții prind din spate, exact cum spune că uh, din casa lui, lui uh, Abinadab au luat chivotul și l-au dus într-un car și uh, Uza mergea în spate și uh, celălalt a... Ahio, dacă pronunț corect, mergea în față și au ajuns într-o zonă mai dificilă de mers cu carul și zice, boii erau să răstoarne lada, să răstoarne chivotul și atunci Uza a întins mâna. În momentul acela, David, care era de față, s-a întristat foarte tare. În cronici spune că s-a mâniat. În 2 Samuel spune că s-a întristat pentru că Uza a murit pe loc. A zis, nici nu-mi permit să duc chivotul în casa mea. O să-l ducem la obede domn. Și la obede domn, trei luni, a stat acolo și a binecuvântat casa. Ce înseamnă bridul? Ce vă sugerează? Purtarea de grijă a lui Dumnezeu. Așa este. Purtarea de grijă a lui Dumnezeu. Adică Dumnezeu i-a hrănit în fiecare zi cu mană, i-a hrănit cu prepelițe, le-a dat apă din stâncă, le-a dat prezența lui, a mers cu ei, a mers înaintea lor, ziua într-un stâlp de nor, noaptea într-un stâlp de foc. Și ei au avut parte de această grijă a lui Dumnezeu. Asta sugerează mana. Asta înseamnă blidul acela cu mana. Înseamnă că Dumnezeu este Cel care poartă de grijă. Ori în familie trebuie să existe aceste experiențe cu Dumnezeu în care Dumnezeu poartă de grijă. Poate că sâmbătă la picnic, cele, nu știu câți sunt acolo, vreo 70 sau câți sunt, la un moment dat erau 70, 80, nu știu câți sunt până la urmă, poate sunt mai mulți, ei, vor sta acolo și vor discuta și numai simplu fapt, numai simplu fapt că poți să depui o mărturie și poți să depui un cuvânt de experiență cu Dumnezeu și să spui: uite cum Dumnezeu a portat de grijă în casa noastră. Uite cum Dumnezeu ne-a ajutat. Uite cum Dumnezeu ne-a răspuns la rugăciune. Uite cum Dumnezeu a intervenit la problema noastră și la nevoia noastră. Așa cum ați auzit dimineața, da, experiența aceea cu, cu uh, mama care avea 11 copii, cu văduva care avea 11 copii și a zis: în, în seara asta ne culcăm flămânzi. Dar Dumnezeu poartă de grijă. Și Dumnezeu vorbește în Baia Mare și dă adresa exactă. Soția mea a trăit așa ceva. Pentru că și ea este copil orfan și, și soacra mea mi-a povestit. Și pe, pe timp de iarnă, într-o iarnă foarte grea, în anul în care comuniștii au venit și au luat tot din feleac, au luat tot din gospodăria lor, în același an a murit tatăl ei într-un accident. A mers să ajute pe cineva să dărâme o casă, o casă veche, și un zid a venit peste el și a murit pe loc. Și au rămas fără acoperiș, și au rămas fără nimic. Și atunci Domnul l-a trimis dintr-un alt sat și a zis: M-a trimis Domnul să vin la voi. Pentru că Domnul poartă de grijă. Numai în familie sunt aceste experiențe fantastice de purtare de grijă a lui Dumnezeu. Ce este toiagul? Hai să vedem. Deci tablele legii, Scriptura, principiile sfinte după care ne conducem. Bridul cu mană, Dumnezeu poartă de grijă. Experiențele cu Dumnezeu, experiențele umblării cu Dumnezeu. Ce este toiagul lui Aron? Ce vă spune toiagul lui Aron? Știu că bărbații ar zice, ar spune că noi suntem, noi suntem șefii, noi suntem capul, noi suntem preoții. I-aș extinde puțin aplicația aceasta și-aș zice, toiagul lui Aron înseamnă autoritatea spirituală din familie. Nu numai faptul că bărbatul e preotul familiei, nu numai faptul că bărbatul e preotul casei, ci faptul că în familie lucrurile sunt în ordinea lui Dumnezeu, sunt la locul pe care îl vrea Dumnezeu. Adică bărbatul este preot în casa lui, nevasta este ajutor potrivit pentru el, iar nu este poziția ei, nu este inferioară bărbatului, să ne fie clar. Ei amândoi, în economia lui Dumnezeu, în împărăția lui Dumnezeu, au aceeași valoare, același, același preț s-a plătit și pentru bărbat ca și pentru femeie. Doar că în structura aceasta de autoritate, da, fiecare are funcția lui și fiecare are funcționarea lui și fiecare are rolul lui. Nu este o diferență calitativă sau de valoare, ci trebuie fiecare să fie la locul unde l-a pus Dumnezeu. Pe bărbat l-a pus să fie preot în casa lui, iar pe femeie a pus-o să fie ajutor potrivit pentru el, iar copiii să fie în ascultare de acești părinți. Deci, în casa creștinului, în casa omului credincios, unde este chivotul, trebuie să fie această armonie, această rânduială, această ordine divină. Da? Atunci sigur că Dumnezeu ce face? Binecuvântează casa aceea. Amin? Așa i-au spus lui, lui David, zice, să știi David că chiar și dacă numai trei, trei luni a stat la obede domn, la zice, să știi, Că Domnul a binecuvântat casa lui, e obede Dom din cauza chivotului care a stat acolo. Am vrea ca prezența lui Dumnezeu să fie în casele noastre. Și la bătrâni, și la tineri. Mai ales la familiile tinere care sunt încercate, care sunt atacate, care nu au timp de rugăciune, care nu au timp de scriptură, care nu au timp de experiențele cu Dumnezeu. Și normal că. Lucrurile se dau peste cap. Să nu vă mirați. Să nu vă mirați. Soluția care este? Soluția nu este să ne adunăm și să discutăm teorii. Soluția este să stăm în prezența lui Dumnezeu. Să avem chivotul în casă. Familia noastră să fie o mică biserică, o mică adunare, o mică așezare de închinare și de rugăciune. Scriptura să fie la locul ei, să aibă tablele legii, să fie cuvântul viu și lucrător, după care și bărbatul, și femeia, și copiii se coordonează, se conduc, se lasă conduși de Duhul lui Dumnezeu și de cuvântul lui Dumnezeu. Să aibă experiențe cu Dumnezeu, umblare cu Dumnezeu, adică vasul cu mană să spună că Dumnezeu este Cel care poartă de grijă iar lucrurile să aibă autoritatea divină și rânduiala și ordinea divină pe care Dumnezeu a lăsat-o în cămin. Amin?